Mediul academic și intelectual progresist, bine conectat de-a lungul timpului la metropolele Europei, atmosfera de oraș cosmopolit, avampost al vestului în est. Fiecare perioadă istorică a avut însă și influențe negative asupra comunității, în special asupra interacțiunii dintre locuitorii Clujului. Aceștia s-au izolat unui mediu proprii, parțial închise, definite prin ignorarea și deci necunoașterea celor diferiți, care nu împărtășesc unul sau altul dintre atributele identitare, etnie, limbă, religie, nivel de educație, categorie socială. Traumele istoriei au lăsat urme vizibile și încă active în mentalul colectiv. Lipsa de încredere în celălalt, autoizolarea, o politețe subminată de suspiciune și indiferență, un fel unic, convențional și distant de a fi împreună. Trăim civilizat însă fiecare în cercul său. Pe propriul teritoriu suntem performanți, inovatori și generoși, responsabili și vizionari. Dar spațiile comune sunt aproape goale. Spațiul public e revendicat și ocupat cu schimburi, are împreună. Ne ignorăm elegant, români și maghiari, ortodoxi, romano-catolici sau intelectuali muncitori. Interferențele sunt încă timide, încă ne comparăm cu manipulii stânalbi și negri și ne mai bun, de partea cu ei dreptatea, de partea cu ei istoria. Vestea bună e că traumele noastre au rădăcini comune cu resursele noastre. Asemenea personajelor mitologice, am parcurs o cale plină de obstacole și conflicte, iar maturizarea se poate petrece prin concilierea contrastelor. Ne putem împlini potențialul comunitar, asumându-ne dualitățile și integrând energiile divergente în folosul unei identități colective. Diversitatea este sursa inspirației și inițiativei noastre, a modelului nostru unic și de conviețuire și gospodărire. Gestionată înțelept, încăpățânarea de a ne demonstra unii altora de ce suntem în stare, va duce la performanță. Pentru că virtuțile și umbrele noastre sunt în egală măsură balcanice și europene. Conceptul nostru, East of West, oferă comunității prin proiectul Cluj-Napoca 2021, Capitală Europeană a Culturii, șansa de a valorifica acest potențial unic. East of West e locul unde se întâlnesc resursele noastre, ocazia istorică de a ne descoperi unii pe alții și de a construi modele prin care să îndeplinim această maturizare. Nu doar pentru noi, ci și pentru Europa, de al cărei destin suntem și noi responsabili. Și Europa, la fel ca noi, are nevoie să-și redobândească încrederea cetățenilor unii în alții și într-un viitor comun. Și Europa are nevoie de exemple proaspete de civism, de conviețuire, de vecinătate, de valoare și bunăstare. Iar noi avem calitățile unui laborator pentru aceste procese. De ce East of West? Pentru că existența noastră la confluența dintre Est și Vest, în inima Transilvaniei, definește și felul unic de a fi, dar e relevantă și pentru procesele care au loc astăzi în Europa. La Est și la Vest, deopotrivă. Pentru că avem potențialul de a contribui la o reafirmare a culturii est-europene și de a stabili un nou reper autentic în Est. Pentru că putem facilita conectarea și înțelegerea între cultura europeană și spațiile culturale aflate la est de actualele frontiere ale Uniunii Europene. Pentru că ne asumăm cu maturitate, dar și cu autoironie, faptul de a duce din modernitate până în prezent un spirit cosmopolit și occidental în est, dar și un duc de sorginte balcanică în sovietatea vestului. Cum putem da viață acestui potențial? Proiectul nostru mizează pe cultură ca factor de transformare și regenerare. Prin cultură putem să aducem la oaltă persoane și comunități ale căror existențe nu se ating. Cultura este prin excelență un spațiu al interconexiunilor religioase, al cooperării de pe poziții de egalitate și respect reciproc. Prin cultură putem să catalizăm, să dinamizăm și să activăm procesele sociale care să ne ajute să devenim o comunitate. Prin cultură putem mobiliza energiile specifice locului, alimentându-le vocația europeană. Motoul proiectului nostru este Servus 2021. În spațiul românesc, Servus e o formulă de salut specifică pentru toți clujenii. Termenul e de origine latină și s-a consacrat în spațiul cultural al Europei Centrale. Servus rezumă aspirația noastră de a ne împlini potențialul ca și comunitate. E folosit și de români și de maghiari. Este salutul celor care deja au devenit prieteni. Este salutul celor care se simt egali. Înseamnă deschidere, familiaritate, disponibilitate de a depune la dispoziția celuilalt pe temeiul încrederii și al unui răspuns similar. Este, de fapt, sinteza întâlnirii dintre Est și Vest.
Servus e cuvântul care leagă Cluj-Napoca de rădăcinile latine ale românilor, dar și de puternica influență centrală europeană, germană, austriacă și maghiară, asupra Transilvaniei. Servus e cel mai folosit salut în Cluj și în Transilvania, are mai multe derivate românești și maghiare, servus, servos, servus, servusco, și este unul dintre atributele regionale ale spațiului intracarpatic românesc. Popularitatea acestui termen a contaminat și sudul țării mulți locuitori ai capitalei României, București, preferând acest salut celor mai uzuale, precum salut sau bună. Servus înseamnă firescul prieteniei, amintiri comune și stăpânirea orgoliului. Servus presupune o tutuire respectoasă, doboară bariere și bloghează aroganțe. Cine spune servus se deschide întâlnirii cu celălalt, e pregătit pentru o relație de încredere și pentru exersarea generozității. Servus cuprinde omenie și ospitalitate, la oaltă cu dorința de a construi împreună pe termen lung. Servus e moștenirea unei Europe, pe cât de puternice, pe atât de vulnerabile, urma smerită a unui istoric trufaș. Acesta este conceptul pe care noi îl asumăm ca și echipă de lucru și Consiliul Director pentru candidatura orașului la titlul de capitală culturală europeană. Însă, probabil că, având un concept, o poveste, nu este suficient. Acest concept trebuie dezvoltat. Motiv pentru care prima acțiune din 2014 înseamnă stabilirea liniilor de program și a proiectelor culturale, care să facă parte din BITU. Ne-am propus 4 linii de program și câte 5 proiecte corespunzătoare fiecare linii de program. Împreună cu colegii mei, cu Ișvan și cu Larița și cu Hana, am încercat să dăm un exemplu de ce înseamnă linii de program. Nu înseamnă că acestea vor fi liniile de program, însă sunt un bun exemplu de la care să începem. Cele 4 linii de program sunt corespunzătoare conceptului. Mai exact, Est, Vest, artă și comunitate. Iar scopul operatorilor culturali, instituțiilor de cultură, scopul nostru este să încercăm, prin proiectele pe care le vom cuprinde în BITU, să atingem cel puțin 2 din cele 4 puncte. Ideal ar fi 4. Și acum să luăm niște exemple concrete. Pe care, din nou, sunt cu titlul de exemplu. Pentru a ieși din sfera teoretică. Încă nu mergem la plan. Ce ar fi să încercăm să ne imaginăm un eveniment, un festival de film, poate un super festival de film, care, prin tematică, să fie relevant pentru oraș, care, prin abordarea Est-Vest ca și temă centrală, poate, să încerce să atingă și dimensiunea comunității să desfășoare în alte locuri decât cele stabilite sau cunoscute până în prezent. Și mai mult decât atât, să implice comunitatea. Un alt eveniment care ar atinge 2 direcții ar fi invitarea unui mega festival dintr-un oraș împărțit Est-Vest. De asemenea, un program de artă în spațiu public cu invitarea directă a unor artiști europeni de renume, cu evenimente adiacente de genul prelege, ateliere, dezbate publice, care în felul acesta ar atinge cel puțin 3 direcții. Iar un tip de proiect comunitar poate fi, știu eu, preconversia unor spații culturale, industriale în spații culturale sau unor microcentrale de cartier în spații culturale. Acestea sunt niște tipuri de exemple care le-am preluat din, să zicem așa, exemplele de bune practici care există la nivel european. Însă, cu siguranță, în momentul în care lansăm aceste linii de program, și ele deja oarecum au fost stabilite ca și număr, urmează să le definim. Sunt convins că operatorii culturali, persoanele fizice, vor veni cu idei foarte interesante.
Și aș dori să vă prezentăm și activitățile corespunzătoare în 2014. O să trec repede peste ele. Activitățile pe care ni le propunem, prima activitate este dezvoltarea liniilor de program, a doua, pregătirea mid-book-ului, campania de comunicare și informare despre candidatură la nivel local, regional, național și internațional, care, bineînțeles, are în spate conceptul. Acum avem ce să spunem Europei, avem o poveste pe care să o transmitem. Apoi, dorim să dezvoltăm proiecte care să implice comunitatea. Ne spunea și profesorul Oliver că această dimensiune, orașul și cetățenii, citizen citizens, este foarte important de dezvoltat și de atras sprijinul clujenilor. Motiv pentru care, între propuneri, există câteva proiecte care sperăm noi să genereze ownership, mă refer la Clujul Merită, care este dezvoltat în parteneriat cu Foto România. Apoi, punctul 5 din planul nostru este monitorizarea și sprijinirea implementării strategiei culturale și de industrie creative. Noi sperăm ca membrii Consiliului Local să aprobe cât mai multe dintre propunerile pe care noi le-am făcut acolo și să ne apucăm de lucru pe dezvoltarea efectivă a strategiei culturale. Apoi, foarte important, vorbim de dezvoltarea unor platforme de colaborare între operatorii culturali și alți actori strategici în comunitate. Nu uităm de dimensiunea internațională, dezvoltăm, de fapt, continuăm proiectul referitor la ambasadorii Cluj-Napoca 2021, Capitală Culturală Europeană. Anul acesta dorim să avem prima întâlnire cu orașele din Grecia. Știți foarte bine, România și Grecia au anul 2021 și este foarte important pentru noi să interacționăm încă din acest moment cu ei. Continuăm cercetările sociologice cu privire la atitudine și percepțiile asupra clujenilor, asupra culturii. Și, bineînțeles, foarte important, încercăm în această lună, împreună cu administrația locală, județeană și alți membri ai asociației, să ne atragem resursele financiare pentru acest an. Nu în ultimul rând, foarte important, trebuie să dezvoltăm echipa executivă cu încă două persoane. Pentru a putea duce la îndeplinire toate aceste activități, bugetul pe care noi l-am calculat pentru intervalul martie 2014-martie 2015 este de 150.000 de euro, din care ne propunem o treime să atragem din resurse private, iar două treimi să atragem din mediul privat. Fac o mică paranteză, anul trecut asociația a avut următoarea configurație a bugetului, 90% resurse private, 10% fonduri publice. Anul acesta, pentru că avem mai multă treabă, crește puțin și bugetul și categoriile de cheltuieli sunt partea de consultanță, dezvoltarea campaniilor de publicitate, comunicare, iar aici este foarte important să începem cât mai repede, taxele locale aferente serviciilor, onorarii și comisioane bancare, salariile nete și brute, contribuțiile către stat, cheltuieli administrative cu utilități și așa mai departe, materiale de inventar, o sumă pentru protocol, dotări, calculatoare, imprimantă, deplasările pe care vedeți că este important că trebuie să le facem și apoi să aducem în Cluj cât mai mulți experți sau colaboratori pentru a putea atinge dimensiunea internațională. Avem în plan câteva evenimente pe care dorim să le organizăm. Mai există categoria de prestări și servicii, bineînțeles colaboratorii care în acest an trebuie să extindem. Dorim să organizăm un concurs foarte important pentru identitatea vizuală a conceptului. Avem un concept, urmează să-l declinăm vizual printr-un concurs. Trebuie realizat spotul de promovare, care la fel are în spate conceptul de candidatură, conferința cu orașele grecești despre care am menționat, câteva proiecte parteneriat și alte cheltuieli. Prin mare aș dori să vă supun la vot planul de activități pentru anul 2014 și necesarul financiar pentru 2014. Cine este pentru?